seara Vaslui, bună seara dragi vasluieni și bine ați venit în această seară de mai la concertul aniversar de muzică clasică Odă Europei. Să începem această seară specială așa cum se cuvine, adică în picioare, ascultând imnul Europei și imnul național. Yeah.
Consiliul Județean Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui și, nu în ultimul rând, Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, au ținut să marcheze astăzi, într-un mod deosebit, cei 10 ani ai României în Uniunea Europeană, începuți la 1 ianuarie 2007, și cei 60 de ani de la semnarea la Roma a tratatelor care stau la baza construcției europene, semnate la 25 martie 1957. Dați-mi voie să-l invit în scenă acum pe domnul profesor Vasile Mareciuc, vicepreședintele Consiliului Județean, care ne va spune câteva cuvinte despre semnificația evenimentelor de astăzi. Vă rugăm! Domnișoarelor și domnilor, bună seara! Vă rog să-mi permiteți ca în numele Consiliului Județean, a domnului președinte Buzatu, să vă mulțumesc în primul rând pentru că participați la acest eveniment cu triplă semnificație și câteva cuvinte pe care aș dori să vi le adresez, ținând cont că 9 mai 2017, ce înseamnă România, deci la momentul actual, reprezintă, datorează ceva evenimentelor care au fost amintite aici, în speță 9 mai 1877, 9 mai 1945 și 9 mai 1950 și, nu în ultimul rând, ceea ce s-a petrecut acum 10 ani, când România a reușit să intre în familia popoarelor europene. Această triplă semnificație aș vrea să o încep cu un eveniment petrecut la 9 mai 1877 și care reprezintă ceea ce se numește oră astrală în istoria unui popor, când bărbați vrednici, vizionari și cu profund patriotism au reușit ca să finalizeze încă un punct în proiectul de țară al națiunii române din veacul al XIX și anume obținerea independenței politice a statului român. Noi, românii, nu am fost absenți în istoria Europei, cum, dacă vă mai amintiți, de pe la școală s-a acreditat uneori, că am fost, cum spune un pesimist, doar în stare să suportăm istoria și nu să o și facem. Dar atunci când răgazul istoriei, când erau vremuri mai liniștite, am fost în stare să demonstrăm că putem face istorie prin creația pe care am oferit-o Europei. O Europă căreia i-am acceptat modelul valoric, axiologic și geopolitic, deci de organizare socială, juridică, economică, administrativă a țării, încă de la 1821, atunci când se pune bazele acelui proiect de țară, programul de modernizare a națiunii române. Acest secol al XIX-lea a fost unul zbuciumat, dar benefic în egală măsură pentru noi. Tot ceea ce s-a întâmplat înainte de 9 mai 1877 a însemnat o pregătire a acestui eveniment și consecințele dobândirii independenței națiunii române au fost remarcabile în planul dezvoltării, în planul sincronizării dezvoltării românești cu cea de tip occidental, de la care nu ne-am abătut niciodată. La 9 mai 1877, prin celebrul discurs al lui Cogălnicianu, este afirmată independența tânărului stat român format la 1859. A fost o declarație care a fost consfințită de Parlament a doua zi pe 10 mai și ulterior, pe câmpul de luptă, a fost obținută prin jertfele glorioase ale tinerei armate române. O armată care încă avea, să spunem așa, un trecut glorios, dar care nu se consacrase, nu se impusese pe teatre de operații, pentru că, după cum știți, de la Cuza era foarte tânără.
reușit, angrenați în conflictul ruso-turc, spuneam, să obținem recunoașterea independenței și printr-un efort diplomatic foarte inteligent, promovat de către patrioții români, ulterior, independența a fost recunoscută și pe plan internațional de către cele 7 puteri, concertul european sau puterile garante. Și atunci, ca și mai târziu, eforturile și prețul au fost foarte mari, dar au meritat. Pentru că vorbeam de acel proiect de țară, nu l-am putut construi decât pas cu pas, cu abnegație, cu insistență și care proiect, ca să continui mai departe, s-a finalizat în 1918. După cum știți, istoria este recurentă. Anul 1918 nu a însemnat și finalizarea efortului românilor de modernizare a țării. Pentru că au venit, ca de multe ori peste noi, prăpădul istoriei și primul război mondial, deși s-a soldat cu făptuirea României mari și s-au creat câteva premise pentru dezvoltarea țării, a fost urmat la scurt timp de cel de-al doilea război mondial. Este știut, e un lucru aproape banal, că veacul al 20-lea a fost cel mai violent din istoria omenirii. Aș aminti aici doar 4 evenimente care sunt tot atâtea argumente. Revoluția bolșevică, primul război, al doilea și, nu în ultimul rând, războiul rece cu separarea omenirii între cele două lumi, axa răului și lumea liberă, care a însemnat enorm de multe victime și suferințe umane. De aceea era nevoie ca după atâtea conflicte să apară o idee bună, sănătoasă, care să pună capăt, cel puțin în Europa, care a fost epicentrul acestor evenimente, unor asemenea masacre inimaginabile altădată. Au fost posibile acele masacre pentru că revoluția științifico-tehnică, deci toate realizările științifice și tehnice au apărut în Europa, dar natura umană păcătoasă nu a ezitat să le folosească și în scop destructiv, adică în conflicte armate. Al doilea război mondial, după cum știți, ne-a prins într-o situație neplăcută. Neplăcută pentru că, în prima parte, am fost nevoiți să mergem alături de cei care mărșăluiau de la apus spre răsărit, este vorba de armata germană, iar ulterior, prin conjunctura istorică, prin contextul de atunci, am trecut de partea aliației antihitleriste, coaliția antihitleriste și am mărșăluit alături de cei care se îndreptau de la răsărit spre apus. Am plătit prețul cuvenit pentru așa ceva. Important este, după părerea mea, că 9 mai 1945 ne-a aflat de partea forțelor progresului care au spulberat o idee și o practică extrem de periculoasă pentru omenire. Este vorba de fascismul și arianismul promovate de Germania, care voiau să facă din omenire un lagăr uriaș. La 9 mai 1945, așadar, se sărbătorește această victorie împotriva fascismului. Nu întâmplător, neam 9 mai 1950 reprezintă totodată și începutul unei idei sănătoase care a fost lansată inițial de un ministru francez, Robert Schuman, ajutat de un bun consilier al său, Jean Monnet, idee care avea în vedere crearea unor premise care să stopeze rivalitatea seculară dintre Franța și Germania. Europa a fost frământată sute de ani de războaie cu cauze religioase, cauze economice sau dinastice, pe axa franco-germană, care inevitabil atrăgeau și celelalte țări în diferite momente ale istoriei europene. De aceea s-a gândit
o apropiere între cele două țări, o cooperare, o solidaritate care să nu mai permită asemenea conflicte. Vreau să vă spun că ideea s-a întâlnit și cu un veac înainte, dar probabil că nu-i venise vremea să se împlinească la un mare om politic francez pe nume Talleyrand, care a încercat o apropiere atât între Franța și celelalte puteri ale Europei și mai ales a încercat să strădui să atragă Anglia într-o colaborare economică și comercială atât de solidă, atât de puternică, încât să nu mai permită războaie, conflicte care ar fi lezat cele interesele celor angajați aici. Prin urmare, momentul merită să fie amintit aici, importanța sa, pentru că, iată, în ultimii 72 de ani, Europa a cunoscut o dezvoltare foarte sănătoasă, pașnică, prosperitate. Amintesc aici doar un lucru remarcabil care s-a întâmplat în Occident pentru prima dată în istorie după război. Deci țările de acolo au reușit să își asigure la un nivel satisfăcător standardul de viață pentru populație, încât foamea, bolile, lipsurile elementare nu mai reprezentau un pericol pentru ele. În ceea ce privește statul român, n-a dispărut, după cum știți, după 1945, a venit prăpădul din răsărit peste noi. Problema aceasta a independenței nu a dispărut de pe agenda oamenilor politici ai vremii, pentru că cu mijloace și prin metode specifice momentului, România a reușit la un moment dat chiar să se impună în rândul națiunilor lumii pe acest temei al independenței statale. Destins auditoriu, dacă până în 1989 am trăit într-o lume stabilă, predictibilă, după acest an, după cum știți, s-au petrecut schimbări extrem de profunde, care nu sunt străine, să zic așa, de istoria noastră a românilor, pentru că vicisitudinile istoriei, vicleniile acesteia, ca să folosesc o vorbă a lui Hegel, nu ne-au ocolit de puține ori și am suportat teroarea istoriei, spunea un mare gânditor român, Mircea Eliade, adică nu am abandonat niciodată idealul unui stat independent și care să lucreze în folosul românilor, în folosul cetățenilor. Acum 10 ani s-a întâmplat un eveniment care la vremea respectivă a fost foarte rănit de români. Am intrat în organizația asta suprastatală numită Uniunea Europeană, 10 ani care au însemnat și mult și puțin, și bucurii și decepții, însă una peste alta, dacă tragem linie, considerăm că au fost în ultima instanță niște ani benefici pentru noi. Este nevoie ca modernizarea pe mai departe a țării, ca acea dictatură de dezvoltare, care, să știți, este un termen folosit pentru a exprima ideile oamenilor politici și dinainte de război și de după război, în sens, deci dictatura de dezvoltare nu înseamnă altceva decât un efort pe care statul român să-l facă în primul rând pentru a reduce cât mai mult decalajele față de modelul la care ne-am raportat și la care revenim, este vorba de lumea occidentală. Spuneam, există acum premise mult mai serioase de a moderniza țara, de a o europeniza, fără ca prin aceasta să-i anulăm identitatea, fără ca prin aceasta să îi știrbim ființa națională în a deplin acord cu ideea de bază a Uniunii Europene, unitate în diversitate. În acest sens, este nevoie de muncă multă, de inteligență, de creativitate, de
dragoste față de țară, nu mă sfiesc ca să o spun, pentru ca România să-și valorifice mult mai bine și mai eficient potențialul pe care îl deține. Ținând cont de experiența acumulată în cei 10 ani, ținând cont de faptul că vasluienii prin strădania lor au reușit să aducă în țară 530 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, deci fonduri utilizate pentru dezvoltarea județului, eu rămân un optimist fatalist, în sensul foarte românesc al cuvântului, adică realist, și sunt convins că experiența dobândită, dorința noastră de mai bine, vor fi atuuri serioase ca să putem accesa și mai multe fonduri, care, în definitiv, aceste fonduri bănești reprezintă marea provocare a acestor ani. Astfel încât mie mi se pare lipsită de noimă întrebarea câtă Românie și câtă Europa este în idealul nostru pe care îl continuăm pentru a duce la o bună finalizare. Aș dori, după cele amintite aici, să vă spun că fondurile pe care vasluienii le-au accesat de la Uniunea Europeană se regăsesc astăzi, pot fi, sunt palpabile, sunt în jurul nostru. Avem Spitalul Județean, care a fost reabilitat, extins și echipat cu fonduri europene, avem ambulanțe, avem orașul Vaslui, care mie crește inima de bucurie atunci când discut cu oameni străini și care sunt într-un mod remarcabil impresionați de cum arată orașul și îndeoseb de parcul Copou. Unii dintre oaspeții noștri considerându-l că este fără rival în țară. Deci cel mai o mică bijuterie printre celelalte pe care vasluienii le-au făcut cu bani europeni. Aș mai aminti aici Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești, care este unul dintre cele mai moderne din Moldova, dacă nu din țară. Aș mai aminti, mi-am notat aici câteva asemenea realizări deosebite, reabilitarea și implementarea unui sistem de apă și canalizare în mediul rural. Un program foarte ambițios, care merge foarte greoi și, primul rând, vă asigur, nu din vina vasluienilor. Voi mai aminti aici școlile, deci unitățile școlare care au fost puse la punct cu fonduri europene. Această deschidere către Europa, această întâlnire a României cu Europa, nu înseamnă numai bani, sunt absolut necesari. Mai înseamnă libertate pentru cetățenii români, mai înseamnă mobilitate, mai înseamnă îmbogățirea experienței, mobilitate și așa mai departe. Dați-mi voie ca, la sfârșit, să mulțumim colegilor care au gândit și organizat acest eveniment, celor, în primul rând, celor de la Centrul de Informare Europe Direct, și să ne bucurăm de acest moment atât de bogat în semnificații și să vă urez ca această seară să vă aparțină și să-i aparțineți în egală măsură. Să ne simțim români de plin, ai familiei europene, și să ne lăsăm legănați în ritmurile odei, așa cum cuvântul este, oda este cuvântul cheie din numele acestui spectacol. Vă doresc să vă simțiți români împliniți în marea familiei a popoarelor europene. Mulțumesc frumos! Dați
dați-mi voie ca înainte de a porni seara banda armoniilor să amintesc partenerii media ai acestui eveniment. Monitorul, obiectivul și vremea nouă de Vaslui, Radio Iași, te salut Vaslui, evenimentul, informatorul, S-News, adevărul.ro Vaslui, TV Total Vaslui și Ziarul de Vaslui. Le mulțumim tuturor acestora. Corala Fantasia deschide acest concert, Corala Palatului Copiilor Vaslui, deschide acest concert sub bagheta maestrului Vasile Negură. În cei 22 de ani de existență, acești copii au reușit să-și păurească un nume și un renume prin seriozitate și sacrificii, prin trudă și dăruire. Au bătut Europa în lung și în lat și n-au făcut decât să arate lumii un Vaslui și o Românie la ceasul frumuseții și al curățeniei sufletești. Au cucerit o Europa și descoperea cu uimire cât talent și cât aleasă dăruire pot naște aceste meleaguri. Spectacolul fantasiei din această seară se dorește un altfel de cuprindere, o altfel de cuprindere a lumii, o călătorie fără rezervări și fără escale, un voiaj imaginar ce va sta mărturie că muzica nu are frontiere, că ea apropie lumii și spații, oricât de diferite sau îndepărtate. Și da, călătoria ne atrage, ne subjugă, ne cheamă, ea este o aventură, un mod de a trăi altfel. Și cum am putea porni la drum decât cu hora de la Vaslui a compozitorului Nicolae Bolan. Să vă mulțumim pentru vizionare!
închidem doar un pic ochii și iată-ne în Italia, Nella Fantasia, compozitor Ennio Morricone. Yeah.
și francezi să ascultăm suita coriștii, o muzică eliberatoare a sufletului de copil, într-un film profund, cu același nume, film care a făcut să curgă multă cerneală. Versurile sunt creitoare. Vedeți pe drum un copil, uitați, ori rătăciți, dați-le mâna și purtați-i spre un alt mâine. Să ascultăm voase ton chemin in memoriam la caresse sur l'océan. Vă rugăm respectuos să nu aplaudați între cele trei piese ale suitei.
acum să nu pierdem autocarul pentru Berlin, că ne așteaptă compozitorii Bert Reisfeld și Alfred Marcuse cu Meine kleinen grünen Kaktus. Să nu întârziem și să nu supărăm cumva pe frumoasa Calinca. Thank you.
Să ne purtăm acum pașii pe podul Londrei și să fedorăm celebra Bohemian Rhapsody a lui Freddie Mercury. Thank you.
obosit puțin, dar am ajuns acasă și nu ne lăsăm. Tot mai zicem noi, un sări mândră, sări dragă, să avem păuța! Clasa a 7-a la școala gimnazială Mihai Eminescu Bastui studiază pianul cu doamna profesoară Galina Palfene, numeroase premii, dintre care mai proaspete, locul întâi în 2016 la concursurile internaționale Ofranda Sunetului și Mozart, mențiune la Olimpiada Națională Zonală. Vorbim aici de Trufe Arare și Ionel, la pian ne va interpreta Sonata în fa minor, compozitor Iosif Gerista.
Componente bază ai campaniei Rotaria de la Palatul Copiilor Vaslui, Elia Costel și Macarov Daniel sunt elevi la clasele de muzică din cadrul Școlii Gimnaziare Vasile Alexandrii Vaslui și studiază clarinetul cu profesorul Iftimie Căuneac și respectiv trompetă cu profesorul Romeo Tarmaci. De asemenea, Costel Enea studiază și pianul secundar cu profesorul Turtă Laura, obținând și aici rezultate deosebite la concursuri specifice. În cadrul celor doi, vorbim de premii întâi la concursul internațional Emanuel Enescu Piatra Neamț, concursul internațional Ioan Goia de la Iași, concursul național Primăvara Artelor Bacău, concursul internațional Ofranda Sunetului Iași, etc. În acest an, Elea Costel se laudă cu premiul la Olimpiada, premiul întâi la Olimpiada Națională de Muzică, instrumentală Arad, iar Daniel se laudă cu premiul 3 și mențiune la Olimpiada Națională de Muzică Instrumentală Suceava și Arad. Pentru început, Costel Enea ne va interpreta la clarinet sonatină pentru clarinet și pian, compozitor Malcolm Arnold. Și celebra sa Rhapsody din Blue la trompetă Macarov Daniel. Thank you.
Poate la fel de celebră, Hora Staccato al compozitorului Grigoraș Dinicu, la pian, Costel Enea, la trompetă, Daniel Macarov. De arte George Enescu, specializarea vioară, este masterand al aceleiași reputate instituții universitare. Are colaborări cu Opera Națională Română din Iași, cu Filarmonica Mihai Jola din Bacău și cu Orchestra Rapsodia Vaslui. Este violonist în Orchestra Simfonică a Universității de Arte Scene. În această seară, Iolanda Laura Ciobanu ne va interpreta sonata numărul 2 pentru vioară, compozitor Eugen Izai. Bine ai venit acasă, Iolanda!
acum 2 ani veneam la Maslui, la Noaptea Muzeilor, era tot în luna mai. Bufetul Coloseum din Iași, înființat în 2003, a adunat în toți acești ani experiență, profesionalism și notorietate. Artiști instrumentiști în colective de prestigiu ale vieții culturale scene, Opera Română și Filarmonica Moldova, cei 4 artiști care vin în seara aceasta în fața dumneavoastră sunt Anca Bâzgu, vioara întâi, Luiza Dobre, vioara a doua, Corina Gavril, violă, și Silvu Fântână, violoncel. Poftiți în scenă, dragii noștri! Și bine ați venit! Și noi, de aici, de la Pupitru, am optat să fac eu o scurtă prezentare în seara asta pentru dumneavoastră. Mă bucur să fim din nou aici. Se pare că legătura cu Vaslui o să continue pentru mult timp și ne bucură treaba asta. Din nou am avut dificultăți în alegerea repertorului, dar sperăm că am ales niște piese potrivite. Afară e înnorat, noi zicem. Thank you.
Tico Tico, urmează și nici nu mai știu. O să le mie zic. Nu e asta, da. Thank you.
spune pariu că următoarea o recunoaște, ci vă rog să aud din sală ce e. Thank you.
două piese din repertoriul rusesc național, aș spune, de folclor, Kalinka și Orice Ciorni. Thank you.
vă spun că ne apropiem de sfârșit. Încheiem cu două piese dragi nouă. Le-am cântat de fiecare dată aici, cred că și dumneavoastră, pentru că v-a plăcut, de asta le mai cântăm și de această dată. Tango-ul cunoscut, Poruna Cabeza și Liber Tango de Astăr Piazzolla.
Unirea Vaslui în astă seară, o încercare de a aduce ode Europei, de a răzbi dincolo de note spre revărginirea armoniei și a bucuriei. Suflete curate și artiști înzestrați ne-au dăruit din frumusețea revolutare a muzicii. Să le mulțumim încă o dată din suflet cu aplauzele noastre. Mulțumim, Coloseum! Călătoria noastră muzicală din această seară va continua mereu prin efectul cântecului, mereu în căutarea bucuriei. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă spunem noapte bună și numai gânduri bune!